suprafața oceanului și a mărilor apa se evaporă. Datorită căldurii, ea se va reîntoarce pe pământ sub formă de ploaie sau din soare, întorcându-se în cele din urmă, acolo de unde a plecat, în ocean sau în mare. Da. Apa care cade pe pământ se poate evapora sub efectul căldurii sau se poate infiltra în sol, alimentând râurile și fluviile care la rândul lor se vor vărsa în mări și în oceane. De asemenea, omul captează apa pentru nevoile zilnice, în agricultură, industrie, pentru consumul casnic. Dar această apă utilizată de către om se întoarce în apele curgătoare, ori în mare, prin canalele de scurgere special amenajate pentru a o colecta, putem spune că apa se află într-o călătorie fără sfârșit. Da, deci putem spune că apa se află într-o călătorie fără sfârșit aici. Apa care se infiltrează în sol? Apa care se infiltrează în sol este absorbită în mare parte de rădăcinile plantelor. Restul se întoarce la suprafață sub formă de izvoare, ori se întoarce direct în mare cu ajutorul apelor curgătoare. Da, și de aici ce avem? Avem o căzut ploaia, da, explică tu. Ploaia o căzut și s-o adunat în canale colectoare, soare. Vezi? De aici, ce s-a mai întâmplat? De aici este... S-a dus în râuri. Sau apa o căzut, dar pentru că era frig, s-a transformat în gheață. În ninsoare. Ninsoarea. S-au adunat, tot vezi, o căzut pe munți și în munți s-au format râuri care s-au scurs. Vezi? Și au ajuns până la urmă tot. Într-un râu mai mare sau într-un fluviu. Bun. Hai să mergem mai departe. Ploaie, ninsoare, grindină. Deci astea sunt cele trei forme ale apei. Bun. Te ascult. Milioane de tone de apă adunate în nori pufoși calcicat pe pământ sub formă de ploaie, zăpadă sau grindină. Și avem așa. Când este foarte frig, picăturile de apă din nori devin mici puncte de gheață. Ele se lipesc unul de altul și cad sub formă de fulgi albi. Zăpada. După aia, când aerul e rece, micile cristale de gheață se lipesc și formează adevărați bulgări înghețați, mai mici sau mai mari. Aceasta este grădina. Grindina. Aceasta este grindina. Să știi că grindina poate produce pagube serioase agriculturii. Da, pentru că grindina asta poate să fie, uite, de dimensiuni, uite cât de mare. Au fost locuri în care au căzut grindina și era sub forma unui ou de porumbel, așa era de mare și mare, cât un ou de porumbel. Și stai seama că, uite, căzând pe o seră, o spart geamurile la seră. Sau îți poate sparge capul, pur și simplu, dacă-s bucățile mai mari. Bun, aici... Da, e periculos cu grindina. E foarte periculos, periculoasă grindina, da. Norii sunt alcătuiți. Nu, scuze, unde eram? Aici erai. Norii sunt alcătuiți din picături minuscule de apă care se agită continuu. Ele se ating, se combine unele cu alte și atunci, când devin suficient de grele, cad pe pământ. Da, și hai să mai vedem asta. Un cer foarte schimbător. Culoarea cerului nu este întotdeauna aceeași. Norii sunt cei care pot schimba această culoare. Vara cerului este de adesea albastru, dar poate deveni rapid negru din cauza unui furtuni. Când razele soarelui traversează oblic o perdea de ploaie, lumina lor se descompune în 7 culori. Bun, fără să citești, te rog să-mi spui care sunt culorile curcubeului. Nu te uita, uite-te la mine. Care sunt culorile? Roșu, portocaliu, galben, albastru, verde, indigo și violet. Bravo, foarte bine! Deci prescurtarea este ROGVAIV. Asta este. Bravo, bravo, bravo! ROGVAIV. Da, uite. R de la roșu, O de la oranj, G de la galben, ROGVAIV. V de la... Da, dacă iei primele, acronim așa se numește, dacă iei prima literă de la fiecare, formezi un cuvânt, știi? Și cuvântul format este ROGVAIV. ROG. Uite, de la galben. R, O, G, V, A, I, V. ROGVAIV. ROGVAIV. Iv.
Hai să mergem aici, după o zi foarte călduroasă. După o zi foarte călduroasă, aerul este agitat. În nori, picăturile de apă urcă și coboară încărcându-se cu electricitate. Furtuna izbucnește însoțită de fulgere și tunete. Nu se mai rămâne decât să cauți repede, repede un alt post. Vezi că întâi se apare fulgerul, pentru că lumina călătorește mai repede, după care apare sunetul, adică tunetul. Niciodată nu se apară întâi tunetul și după aia fulgerul, pentru că lumina are viteza mai mare decât sunetul. De aia apare întâi lumina. Dar uite ce frumoasă s-a făcut. E albastră complet. Încă nu e, nu a curs toată, vezi? Mai trebuie. Bun, hai să mergem aici. Învăluit în ceață, cerul seamănă cu un nor. Învăluit în ceață, cerul seamănă cu un nor desfășurat deasupra pământului sau apei. Ceața provine de la răcirea aerului umed. Deci ceața provine de la răcirea aerului umed. Acum, anotimpul ăsta, toamnă, iarnă, ia uite. Anotimp, toamnă, iarnă, găsești multă ceață, da? Ia uite ce acolo, furtună pe mare și uite aici, tornade. Tornade sau cum se cheamă în momentul când are loc un cutremur și apa din mare intră în falia care se face și după aia iese, în crăpătura aia care se face din falie și iese. Se numește tsunami. Da, tsunami, da. Tsunamile ăsta, adică vine apa care iese de acolo când pământul, când falile iar se pun la loc, se apropie, toată apa aia iese cu o presiune atât de mare încât se fac niște valuri înalte de metri. E, dar mama, dar știi cum se formează ciclonul? Nu știu, uite, vezi aici. Ia uite, ți arată aici. Uite, când vântul suflă foarte, foarte tare, e semn că o furtună e aproape. Valuri mari se izbesc de coaste cu o putere și o violență de neînchipuit. Zii tu, când aerul cald, foarte ușor, deci ce am aflat? Că aerul cald este mai ușor decât aerul rece. Când aerul cald întâlnește aerul rece foarte greu, se formează curenți de aer. Acesta este vântul. Hei, da, cupa unui ciclon. Hai să vedem aici. Vânturile violente. Eu am auzit că ciclonul ăsta, na, e format din... Uite, se rotește, îți spune aici. În centru vânt? Nu este nici vânt, nici ploaie, da? Deci unde? În unele regiuni calde ale planetei, în cursul verii, vânturile violente sau cicloanele iau naștere deasupra oceanelor. Acesta este ochiul ciclonului. Împrejur se înalță un zid de nori încărcați de ploaie. Zii tu. Vântul este extrem de agitat. El se rotește cu peste 300 km pe oră. Ciclonul se deplasează lent. Cu 20-30 de km pe oră. Și devastează totul în calea sa. Ciclonul provoacă valuri foarte înalte care devastează coastele pe care acestea le lovesc. Da. Deci ciclonul, vezi că înaintează greu. Spre deosebire de tornadă, da, care ce face? Este un vânt foarte puternic care se deplasează rotindu-se și care naște un nor în formă de pâlnie gigantică. O tornadă aspire ca un aspirator. Aspiră tot ce întâlnește. Case, copaci, apele din helăștie, serios. Da, aspiră toată apa din helăștie. Știi ce a fost? A fost situații în care o aspira toată apa din diferite helăștie și când s-a terminat tornada, deasupra unui oraș au căzut foarte multe broaște. Au căzut broaște? Da, și locuitorii au fost foarte mirați. Cum adică plouă cu broaște? Dar asta este explicația științifică. A plouat cu broaște. Vântul din interiorul norului poate atinge o viteză fantastică. Între 500 și 1000 de kilometri la oră, îți dai seama? Da. Deci ăsta face praf totul, smulge case, copaci, mașini, da. Tot. Da, că ai spus de broaște, știi o chestie, când exact acum m-au picat, când m-am uitat un pic la Animal Planet, am văzut care este cea mai mare broască din lume. Da, uite.